Simona a venit în casă după materialul cu ea și Andrei de la Capricii și a povestit ce s-a discutat. Doamna Eleonora încerca să explice cum este Andrei și că el este bine intenționat, dar mai dă cu stângul în dreptul. Că așa este felul lui și cu siguranță Simona a ajuns până acum să-l cunoască. Ea spunea că a deranjat-o faptul că s-a spus în live că de 3 săptămâni este într-o cunoaștere și îl ține blocat. Asta știm că a spus doamna Simona atunci când a văzut materialul cu umilința catalogat-o ea asupra lui Andrei. Și Simona a zis, păi nu-l țin blocat, dar dacă nu simt să merg mai departe, ce să fac? Ca și cum nu poate să facă un lucru forțat. Ideea este că ea a spus că dacă nu simt, atunci dacă nu simte, de ce a mai stat într-o cunoaștere? Pentru a aștepta să simtă ceva? Nu știu, e foarte greu de înțeles. Ea este greu de descifrat. Nu-mi dau seama dacă își dorește serios o relație cu el sau e doar joacă.